Suferă baba la frumusețe, dar nici chiar așa. Este prea multă mizerie acolo unde se instalează noi stâlpi de iluminat. Nu o spunem noi, ci constanțenii care au ajuns la limita răbdării. Oamenii s-au săturat ca orașul să arate dezolant. Cum vi se par lucrările de aici, Adin? Lente și veșnic sunt lucrări. Nu se termină niciodată nimic. Ne pare foarte rău, dar asta e un oraș care trebuia să arate superb. Aveți despre modul în care se efectuează lucrările aici, în centrul asta? Orașului? Mizerie! De ce, doamnă? Mizerie, doamnă, mizerie! Așa ceva n-am pomenit în niciun oraș din țara asta. Veniți să ne spuneți. Nu am timp, îmi pare rău că nu pot să vă spun. Ca să vedeți un oraș cum trebuie, duceți-vă în Alba Iulia, vă rog frumos. Și acolo e un primar din 92. Duceți-vă în Alba Iulia și după aia discutăm vis-a-vis de Constanța, unde nu ai unde să te plimbi. Nu ai. Nu există așa ceva. Mizerie, 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 mizerie. Sunt foarte multe cabluri lăsate așa pur și simplu. Da, asta este. Mai ales și pe Bulevardul Lenin, încolo am văzut așa, mai ales de astea, eu știu de ce sunt, trei copii. Așa este. Ziua mai e cum e, dar noaptea e periculos. Cablurile acestea așa lăsate, cum vi se? Ce ar trebui? Lipsă de specialiști și coordonare între firmele care fac lucrările. Noul sistem va fi mai economic și mai aspectuos. În cartiere, corpurile de iluminat vor fi clasice, iar pe marile bulevarde vor avea LED-uri. Banii provin de la Uniunea Europeană. Mă bucur că am reușit într-un interval foarte scurt să implementăm o bună parte din acest proiect. Proiectul nu este finalizat. Va fi finalizat în cursul lunii iunie acestui an. Înainte de campanie? E legat de campanie electorală cumva? Nu știu. Mi-e frică să nu fie legat de campanie, dar măcar să se facă.